Vremea s-a dovedit a fi cam schimbătoare și imprevizibilă în ultima perioadă, așa că și noi ar trebui să ne ajustăm programul, inclusiv cel dedicat timpului liber, în funcție de capriciile ei. Indiferent de prognoza meteo, important este să ne facem un plan de acțiune, iar pentru asta vă venim în sprijin cu câteva sugestii privind unde și cum puteți petrece timpul liber din acest weekend. Sâmbătă 11 și duminică 12 mai, Clubul Sportiv Făierag organizează competiția ciclistă Turul Municipiului Deva Țara Zarandului, eveniment ce a ajuns la a 12-a ediție. Puteți urmări întrecerea pe traseul Deva, Șoimuș, Brănișca, Ilia, Vorța, Țebea, Brad, Podele, Dealul Mare, Ormindea, Băița, Șoimuș, Toplița Mureșului, Certejul de Sus, Săcărâmb. Sau puteți vizita expoziția Omagiu Avram Iancu, 200 de ani de la naștere la Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva, vernisată zilele trecute. Expoziția cuprinde o serie de obiecte cu o valoare istorică deosebită, care i-au aparținut marelui erou național Avram Iancu, dar și conducătorilor revoluționari care i-au fost alături. Sunt expuse tablouri, gravuri, arme, documente, fotografii, cărți vechi și sigilii, bunuri culturale ce provin din patrimoniul a două instituții muzeale de prestigiu. Muzeul Civilizației Dacice și Romane și Muzeul Național de Istoria României. Expoziția poate fi vizitată până pe data de 14 iulie. Și expoziția retrospectivă de pictură și grafică a celei ce a fost pictor și profesor Elena Bianu la Sinagoga din Orăștie va rămâne deschisă până în data de 16 mai. Puteți admira lucrări ale familiei Bianu, iar frumusețea, unicitatea și calitatea lucrărilor merită o atenție deosebită din partea publicului. Duminică 12 mai la Lelese puteți participa la un eveniment ce are ca obiectiv întâlnirea pădurenilor cu tradițiile, valorile și folclorul autentic. Altfel spus, la o săptămână după Paște, petrecere în stil pădurănesc cu cântec, joc și oameni faini. Tot duminică, dar la Casa de Cultură, Centrul Cultural Corviniana din Hunedoara, două spectacole susținute în cadrul campaniei Zurli Bucuria în toată România. Trupa Zurli are depus pe harta Zurli toate cele 311 orașe, iar Hunedoara, cu cele două spectacole anunțate duminică, 12 mai, de la ora 10 și de la ora 13, este unul dintre cele mai importante orașe de pe această hartă.